Doamnelor și domnilor, bun găsit la reportajul Gorj TV de astăzi. Ne-am gândit să facem o scurtă prezentare a sanatorului Dobrița, dar și a salinei care s-a deschis aici. Iar pentru a avea mai multe amănunte despre activitatea desfășurată aici, vorbim cu domnul director Tiberiu Tătaru. Bună ziua, bine v-am găsit! Să rămână și salut inițiativa dumneavoastră de a organiza acest tip de emisiuni, pentru că vin în sprijinul pacienților noștri care, din păcate, suferă cu sau fără știința lor de diverse afecțiuni, mai mult sau mai puțin grave, respiratorii. Aș vrea pentru început să vorbim despre această salină deschisă în urmă cu 2 luni. Ce ați putea să ne spuneți despre ea? În primul rând, salina este parte componentă a compartimentului de recuperare respiratorie pe care Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu l-a înființat de aproximativ 2 luni de zile. Inițiativă care se pare că este foarte bună, dat fiind faptul că un număr apreciabil de pacienți deja a apelat la serviciile noastre medicale. Acest lucru consider că este de bun augur, pentru că pacienții, nu că mă bucur că sunt mai mulți pacienți, mă bucur că sunt mai mulți pacienți în spitalul nostru care vin din afara județului Gorj. Pentru că am reușit să ne facem cunoscuți datorită serviciilor medicale prestate atât în județele Dolj, Mehedinți, vorbesc de aceste 2 județe pentru că de acolo au venit și mai mulți pacienți până acum. Și este un lucru de bun augur pentru că dezideratul major al conducerii spitalului, așa cum cred că foarte bine știți, este acela de a deveni spital regional. Și una din condițiile pentru a îndeplini criteriile de a deveni spital regional este acela de a avea cel puțin 20% pacienți din afara județului nostru. Așa că noi suntem pe drumul cel bun. Cu inaugurarea acestui compartiment, cred că în câteva luni de zile vom rezolva acest mic impediment care constă în procentul persoanelor ce vin din alte județe. Foarte mulți coșeni, foarte mulți târgușeni dau bani mulți pentru a merge la alte saline în țară. Iată că avem una în județul nostru, una chiar foarte bună, chiar dacă este artificială. Este vârful de gamă al salinelor artificiale de suprafață, ceea ce avem noi aici. Generatoarele pe care noi le folosim sunt de ultimă generație, nu doar în România, ci în lume. Lucru care trebuie știut este acela că o oră de ședință de haloterapie într-o salină artificială cu un astfel de generator cum avem noi echivalează cu 4 ore de salină într-o salină naturală. Ceea ce, bineînțeles că pentru oamenii activi care nu își permit să piardă timp foarte mult de la serviciu sau pentru persoanele care nu dispun de posibilități financiare foarte mari astfel încât să meargă pentru 20 de zile sau 15 zile undeva într-o salină naturală, condițiile pe care noi le oferim aici sunt foarte bune, pornind de la cazare, masă, tratament și prețurile, bineînțeles, nu se pot compara cu cele care sunt în alte părți ale țării. Așa că eu consider că am reușit să întrunim toate condițiile de a oferi un pachet foarte atractiv de servicii, încât pacienții să apeleze la spitalul nostru cu cea mai mare încredere și într-un număr cât mai mare. Și acest lucru până acum s-a și resimțit, pentru că, pe de o parte, numărul internărilor a crescut foarte mult în aceste 2 luni de zile și, pe de altă parte, au crescut și încasările datorate taxei pe care o percepem la nivelul salinei. Un peisaj foarte frumos, aer curat. Haideți să vorbim puțin și despre sanatoriu. Câți pacienți aveți în momentul acesta? Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu are un număr de 226 de paturi cu totul, 187 contractate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, iar în acest moment avem un număr de 172 de pacienți internați, ceea ce reprezintă un număr foarte mare comparativ cu aceeași perioadă anilor trecuți. Acest lucru se datorează, și repet acest lucru, nu pentru că cetățenii județului Gorj sunt foarte bolnavi sau a crescut numărul de îmbolnăviri, lucru care nu este de dorit de altfel, dar a crescut numărul internărilor pacienților din alte județe. Deja spitalul nostru a început să fie recunoscut în Oltenia și nu numai în Oltenia, pentru că avem pacienți din București, din județul Ilfov, dar a început să fie recunoscut spitalul nostru ca un spital foarte bun în domeniul bolilor pneumologice.
Fiind un spital de monospecialitate, prin simpozionul național pe care îl organizăm an de an, care urmează și acum în luna aceasta, în perioada 25-27 aprilie, am reușit să demonstrăm că medicii spitalului nostru vin cu noutăți în lumea medicală. Medicii spitalului nostru, fiind foarte bine pregătiți, au reușit să obțină rezultate foarte bune pe linie profesională, lucru care, bineînțeles, reprezintă, pe de o parte, dumnealor, reprezintă un foarte mare avantaj și, pe de cealaltă parte, investițiile făcute în modernizarea serviciilor oferite, serviciilor medicale oferite de spital, am reușit să cooptăm o arie cât mai largă de pacienți. Cu ce probleme vă confruntați în acest moment sau ce ați mai vrea să faceți dumneavoastră în 2013? Problemele pe care noi vrem să le rezolvăm sunt multe. Nu putem să spunem că dacă am realizat aceste investiții, am reușit să punem punct șirului investițional. Investiții ar trebui făcute multe și este foarte bine până la urmă că nu suntem mulțumiți niciodată cu ce avem. Până la urmă, asta este în firea oricărui om și este foarte bine să vrem să avansăm și să vrem un progres în permanență. De exemplu, avem un videofibrobronhoscop pe care îl folosim de aproximativ 4-5 ani de zile. A apărut noua generație. Ne-am dorit cu totul și noi, bineînțeles, un aparat ultramodern. Aparatul de radiologie pe care îl folosim, iar este într-adevăr foarte vechi, uzat și fizic și moral. O să-l schimbăm anul acesta, avem promisiuni, domnul președinte Călinoiu s-a interesat la București, la Ministerul Sănătății și avem toate șansele ca în acest trimestru, aprilie-mai, să reușim să-l schimbăm cu un aparat de radiologie digital. Tot așa am dorit să schimbăm toată aparatura pe care o avem, dar pot să spun că cu ceea ce avem în momentul de față, Spitalul de Pneumofiziologie Tudor Vladimirescu poate desfășura un act medical la cote ridicate, la cote înalte, poate să diagnosticheze absolut orice fel de problemă din sfera pulmonară și poate să și trateze absolut orice afecțiune din sfera pulmonară. Acest lucru pe noi ne bucură, dar nu trebuie să ne oprească aici și trebuie să sperăm la mai mult și la mai bine din punct de vedere, în primul rând, al serviciilor medicale și al înlocuirii aparaturii existente cu aparatură modernă, așa cum fiecare dintre noi, cei care lucrăm în sectorul medical, își dorește acest lucru. Personal suficient aveți sau vor mai trebui? Nu, aici, într-adevăr, ne ajută foarte mult altruismul și profesionalismul cadrelor medicale, atât medic cât și superioare, pentru că un medic, în mod normal, ar trebui să lucreze la 15 paturi. Din păcate, actualmente lucrează la un număr de aproximativ 40 de paturi, ceea ce este mai mult decât dublu, dar fiecare a înțeles situația prin care trece întreaga țară și faptul că angajări nu se pot face deocamdată în sistemul sanitar, noi am cerut în nenumărate rânduri deblocarea mai multor posturi de medic, de asistent, dar până acum n-am primit aprobare decât pentru un post de asistent medical la noul compartiment pe care l-am înființat, pe care l-am și ocupat. În schimb, categorică din punct de vedere al personalului, nu stăm foarte bine. V-am spus, ne descurcăm totuși, dar numai datorită profesionalismului și dăruirii de care dau dovadă actualii angajații noștri. Sper ca în acest an situația financiară să se redreseze și să reușim să angajăm și să lucrăm în condiții normale, așa cum ar trebui, pe normativ. Astăzi, la reportajul Gorj TV, ne-am propus să aflăm mai multe informații despre Spitalul de Pneumofiziologie Tudor Vladimirescu din Dobrița. Amplasat la 22 de kilometri de municipiul Târgu Jiu, la o altitudine de 780 de metri în partea de nord-vest a județului, într-o zonă calcaroasă cu puternice influențe mediteranene, monumentul arhitectural construit sub formă de vapor cu trei etaje poate fi văzut chiar din zona orașului Rovinari, așa cum și-a dorit marele om politic al Gorjului Gheorghe Tătărescu să-l poată vedea de la propriul conac de la Poiana. Bătrânii care au participat la construcția spitalului și cunosc pe viu povestea acestuia, spuneau că Tătărescu ar fi cerut arhitecților să facă o clădire cu atâtea uși câte zile are un an. Construcția propriu-zisă a început în anul 1937 și a fost dată în folosință în anul 1941. Ea a avut ca model o construcție din Elveția, planurile fiind întocmite de arhitectul Vie
Ceceli. La construcție participând meșteri italieni și au fost folosiți muncitori din toată țara, cât și forța de muncă activă din toate satele din împrejurimii. Ca principal material pentru zidărie a fost folosită piatra de stuf, extrasă din imediata vecinătate a amplasamentului. Sanatorul a fost dat în folosință inițial cu un număr de 150 de paturi. Ion Măruță, președintele Sindicatului Sănătatea Gorj, este și șef de personal la Spitalul Dobrița și ne vorbește despre începuturile spitalului. Spuneți-mi ce găsim aici în muzeu. În acest muzeu se regăsește istoria lui de la începutul și până în prezent. Istoria acestui spital începe în anul 1926, la o nuntă în satul Suseni, în care pe vremea aceea Gheorghe Tătărăscu cunună o familie din Suseni, o familie de oameni ai locului, de chiar bogătași din sat, pe numele Ion Lemăruță, Ion Lăpădat Măruță. Ulterior, Gheorghe Tătărăscu ajunge prim-ministru. Ajuns prim-ministru, Gheorghe, finul lui Ion Lăpădat Măruță, ajunge ministru secretar de stat în Ministerul de Finanțe și reușesc să aducă această construcție pe Obștea, pe terenul cedat ulterior de Obștea Valea Susenilor. Deci Ion Lemăruță are o contribuție extraordinară pentru aducerea acestei investiții în Gorj, cu ajutorul lui Tătărescu. În anul 1937, publicat în Monitorul Oficial din acea vreme, există sub domnia lui Carol. Carol al II-lea se publică o lege pentru declararea de utilitate publică a terenului de pe muntele Măgura Suseni, județul Gorj, necesar construirii unui sanatoriu pentru tuberculoși. Este începutul acestei istorii. Sunt documente unice care atestă vremea. Aceasta este schița terenului unde urma să fie amplasat acest spital. Construcția începe în anul 1938. Avem imagini edificatoare din șantier, poze ale vremii. Și aici, la fel, pentru construcția lui a fost celebrul arhitect Ștefan Boriga, care ulterior pozează în costum gorjenesc îndrăgostit de aceste locuri. Gheorghe Tătărăscu, aflat în imagine, este, putem spune, principalul pion în desfășurarea acestei construcții și ulterior în promovarea ei. Istoria spitalului începe cu angajați care au fost primii angajați, au fost și primii bolnavi, întrucât tuberculoza era o boală deosebit de contagioasă și exista frica de a veni în acest spital. Erau foarte puține cadre medicale, iar în statele de plată din anul 1941 se poate vedea cum erau unii dintre ei neștiutori de carte. În statele de plată se poate vedea cum se amprenta digitală pe statele de plată, pe salarii. Ulterior, spitalul se dezvoltă, iar nu va o parte... Când este statul acesta de plată? În 1941, da. Aprilie, mai, iunie 1941. E vorba de primele state de plată ale spitalului. Spitalul se dezvoltă, o secție va aparține ca spitalului în timpul războiului, spital militar. După terminarea războiului, ajunge spital civil, celebrul sanatoriu TBC Dobrița, datorită faptului că era amplasat pe teritoriul comunei Dobrița. Actualmente, spitalul se poartă denumirea de Spitalul de Pneumofiziologie Runcu, are o capacitate de 226 de paturi și tratează toată aria bolilor pulmonare. Spitalul este construit pe piloni din beton, deci el nu are o fundație propriu-zisă, iar piatra care a fost piatră de tip vulcanic folosită la construcția lui a fost excavată din împrejurimile spitalului. Era adâncime, da. Da, efectiv se găsește în pământ, se poate excava destul de ușor, o piatră care este foarte ușor la construcții, foarte ușoară, se taie cu ferestreu. Poate spitalul este făcut din piatră. Da, din piatră de stuf. Având în vedere pericolul care îl reprezenta TBC-ul, mulți dintre primii bolnavi tratați au devenit salariații acestuia. După terminarea războiului, numărul bolnavilor de tuberculoză a crescut atingând cifra de 450-500 în anii 1950-1952. Apogeul spitalului este atins în perioada în care se înființează secția de TBC osos și secția de chirurgie pulmonară. În aceste secții și-au desfășurat activitatea doctorii de renume ai acelor ani, cum ar fi
fi doctorul Lila Dumitriu sau doctorul Nicolae Ruzdea, care avea să devină și directorul spitalului pentru o lungă perioadă de timp. Spre sfârșitul anului 1976, tuberculoza a cunoscut o scădere semnificativă. În decembrie al acelui an erau spitalizați mai puțin de 100 de bolnavi. Marian Olaru, șef secție, spune că lucrează în acest spital de peste 20 de ani. Spuneți-ne, de câți ani lucrați în spitalul acesta? În spitalul acesta lucrez de peste 25 de ani, de când am intrat în specialitatea de pneumologie, adică specialitatea de boli de plămâni. Am venit aici, spitalul, bineînțeles, este cu mult mai bătrân decât mine, eu la ora actuală fiind chiar în floarea vârstei, așa? Cu toate că este un spital vechi, totuși este complet sau aproape complet renovat. Mai urmează mici retușuri, cum ar fi un aparat de raze supraperformant și câteva mici aparate care nu costă o grozovie de bani. Dar ce se poate face în spitalul acesta este foarte important. Unu, tratăm toate afecțiunile respiratorii. Deci absolut toate afecțiunile respiratorii, iar ce nu putem trata, cel puțin le diagnosticăm, din păcate. Spun din păcate pentru că există niște afecțiuni care nu se pot trata nu numai la noi, ci în toată lumea, cum ar fi cancerul pulmonar. Cancerul pulmonar, care odată descoperit, din păcate, rata de supraviețuire este la 2 ani. Avem posibilitate de investigații în domeniul nostru de activitate și, ca și noutate, în cadrul spitalului nostru funcționează un compartiment de recuperare respiratorie. O recuperare complexă respiratorie, de fapt. Spun complexă pentru că beneficiem în această recuperare de existența unei saline de suprafață. Cred că este cea mai mare salină de suprafață, salină artificială, din România, care se găsește în cadrul unui spital. Și avem sală de kinetoterapie, pe care chiar vă invit să o vedeți, dotată ultramodern, cu aparatură ultramodernă și cu tot ce este necesar pentru recuperarea respiratorie a pacienților noștri. Cât de vechi este spitalul acesta? Spitalul acesta are peste 75 de ani vechime, dar este mereu tânăr, spre fericirea noastră, a celor care beneficiem de sau a celor care beneficiază de serviciile acestui spital. V-am spus, este un spital dotat foarte bine și nu numai în aparatură, ci și în posibilitate terapeutică. Adică avem o gamă foarte largă de medicamente necesare în activității noastre. Acum, ce să vă spun, niciodată nu pot să fii mulțumit. Știu, cum vine vorba, dacă aș avea lapte de cuc, mi-ar trebui și lapte de pupă, să știți. Așa, o glumă printre noi. Avem, în general, avem tot ce ne trebuie, putem să tratăm, așa cum v-am spus, toate afecțiunile. Din pacienți și din alte județe pentru a se trata aici? Cred că am ajuns la un procent de aproximativ 20%, nu sunt sigur, dar în jur de 20% este procentul de pacienți din alte județe. Avem o adresabilitate foarte mare în ceea ce privește bolnavi veniți din alte județe, pentru că în alte județe nu există acest compartiment, din nefericire. Nu știu de ce, nu mă interesează și sunt fericit că există la noi în spitalul nostru acest compartiment care atrage și bolnavi și totodată venim bolnavi, bolnavul vine cu banii după el, cum vine vorba, deci atrage și fondurile, casele de sănătate din alte județe, plătesc pentru acești bolnavi care vin la noi în spitalul nostru. Dacă în oraș aerul este sufocant, da, aici tot timpul a fost o atmosferă mediteraneană caracterizată printr-un aer răcoros vara și destul de cald iarna, dar un aer de calcar, un aer uscat, în general un aer uscat, care ajută foarte bine la tratarea naturală a afecțiunilor respiratorii. Probabil de aceea s-a și făcut spitalul aici, în urmă cu 75 de ani.
În acea perioadă când s-a făcut acest spital, tratamentul bolilor de plămân, boala principală de plămân fiind în acea perioadă tuberculoza, existau doar aceste metode terapeutice, adică cură de aer și cură de mâncare. Așa, după aceea s-au modernizat, au apărut tot felul de tratamente, începând de la tratamente chirurgicale inițial, după aceea și medicamentoase și la ora actuală numai medicamentoase. Și spitalul nostru s-a dezvoltat pe măsură ce a trecut timpul, așa cum v-am spus, și cu alte specializări, cum ar fi specialitatea de recuperare respiratorie, iar tratamentele sunt adecvate. Cât de dificil și de periculos este ceea ce faceți dumneavoastră? Mă refer aici și la faptul că mai există și cazuri nefericite. De ce se? Dificil. Medicina este o meserie, cred că după mine, este cea mai grea meserie din lume. Dacă, fără să minimalizez celelalte, hai să le spunem, meseria, dacă un inginer greșește un șurub, îl aruncă la coș și face altul. Eu dacă greșesc, mie moare un om. Noi lucrăm cu oameni. Ori lucru cu oameni este cel mai periculos, cel mai greu, cea mai mare atenție trebuie să o asigurăm lucrului cu omul în definitiv și la urma urmei. Este foarte greu. Din punct de vedere al periculozității, ce pot să vă spun acum? Sunt bolnavi. Ați avut asistenți medici care s-au îmbolnăvit? Așa, de-a lungul timpului au fost. Dar foarte, foarte puțin. Și cei care nu respectă, în general, au fost cei care nu respectă condițiile de securitate în această activitate. Pentru că dacă stau să mă gândesc bine, bacilii nu stau la colț și cum te văd, tabără pe tine și te mănâncă. Trebuie niște condiții să te poți îmbolnăvi. Și vreau să vă spun că cei care lucrează aici sunt, într-adevăr, mult mai expuși, de exemplu, decât dumneavoastră care lucrați în Târgu Jiu. Sau decât cei care lucrează în Târgu Jiu, sunt mult mai expuși. Dar, v-am spus, la un moment dat intervine și imunitatea, intervine și grija, intervine și măsurile care trebuie luate și se iau. Intri cu mască la bolnavi, cu mănuși și așa mai departe. Dacă vorbim de decese la pacienți, dacă să ne întoarcem în ultimii 5 ani, cred că... E dificil pentru noastră să vorbiți, dar totuși vă întreb. Au fost decese la pacienți, în ce sens? Tuberculoza este o boală, în primul rând este o boală infecțioasă, care se ia de la omul bolnav la omul sănătos. După aceea, tuberculoza este o boală care se vindecă cu două condiții. Una, se ia medicamentele care îi se dau absolut gratuit și din spital și de la cabinetul de tuberculoză din oraș. Și a doua condiție este să nu bea. Să nu bea și să nu fumeze. Da? Și să-și ducă tratamentul la capăt. Sunt două condiții. Iei medicamente, nu bei. Din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Bolnavii ori renunță la tratament, pentru că, într-adevăr, tratamentul după 2 săptămâni, 3 săptămâni, bolnavul se simte bine. Și unii cred că dacă se simt bine, s-au făcut și bine. Nu s-au făcut bine, se fac bine după 6 luni de tratament. Asta nu înseamnă că trebuie să stea în spital 6 luni. Tratamentul durează 6 luni. La noi, v-am spus că este o boală infecțioasă, hai să spunem așa, pe înțelesul tuturor, îl ținem în spital până îi omorâm microbii. După aceea depinde de dânsul să urmeze regimul și tratamentul acasă. Dăm drumul acasă, i-am omorât microbii, nu-i mai împrăștie să îmbolnăvească pe cei din familie, pe cei din jurul lui, cu cei care intră în contact. Nu mai împrăștie acești microbi. Dar nu s-a făcut bine. Se face bine după ce încheie tratamentul. Și să înțeleg că mulți nu se abțin de la băutură, de la nu fumat? Nu se abțin, unii dintre ei nu iau tot tratamentul. Deci unii dintre ei nu iau tot tratamentul. Unii dintre ei beau. Și în general, tratamentul nu este urmat cu sfințenie, așa cum îl indicăm noi. Acești bolnavi devin rezistenți. Devin rezistenți până la urmă la toate formele de tratament, nu din România, ci din lume. Nu mai e ce să-i facem. Noi spunem că este lipsă resursă terapeutică. Și vin pe ultima sută. Plămânii sunt distruși,
Normal, nu mai au pe unde respira, cum respira, și se întreabă ei de ce să nu se facă bine. Am un bolnav care chiar acum nu crede că noi nu avem tratament pentru el ca să-l putem face bine. În normele de aplicare a tratamentului bolnavilor de tuberculoză se spune că dacă după a treia internare a unui asemenea bolnav el nu se face bine, nu-l mai internăm, nu-i mai dăm tratament. E scris negru pe alb, vă rog să mă credeți. Pentru că este o cheltuială foarte mare și cu medicamentele pe care le dăm degeaba, medicamentele ăștia. Așa? Este o cheltuială foarte mare și cheltuială cu spitalizarea. Dar când îl vezi că vine în lipsă acută de oxigen, când îl vezi cum se uită la tine, sincer, nu poți să nu-l internezi. Nu poți. Și încercăm. Dar, din nefericire, din cauza lui, în principal, din cauza lui, v-am spus, noi niciodată în spitalul acesta nu s-a rămas fără tratament tuberculostatic. Este asigurat de Ministerul Sănătății prin programele sale și cel puțin tratamentul ăsta chiar pe timpul lui Ceaușescu exista. Este vorba de un fibrobronhoscop Pentax. Fibrobronhoscop, deci achiziția imaginii este pe fibră, imaginea se ia pe fibră optică și cu sursă de lumină rece, iar în capăt nu se poate vizualiza direct pe ocular sau se folosește o cameră video Wolf, care noi folosim camera video cu urmărirea imaginii în timp real pe monitor. Iar acum am intrat în cavitatea bucală. Aici urmează să trecem în traheu, să se vadă, este lumină mai proastă aici, că n-am setat aplecare bine și este prea departe. O să se vadă corzile vocale, acum suntem în trahee. O să iau o altă imagine mai bună, dacă doriți. Este trahee, am turnat niște xilină să completez anestezia. După care este pintenele trahear, arborele bronșic drept, arborele bronșic stâng. Se intră în dreapta, ideea de a vedea orificiile libere, dacă sunt ceva formațiuni anormale pe bronșiet. Un lucru care nu e cazul. Acesta este un bolnav cu o pneumonie și verificăm dacă nu este secundară la ceva pneumonie. Cred că așa este, dacă e vorba, da. Așa. Și se vede, sunt acoperite cu secreții și verificăm fiecare orificiu. Lobara medie, lobara inferioară cu trunchiul bazal și cu faulerul apicalului inferior și după aceea trebuie verificat în stânga. Salina artificială este cea care face însă senzație la Dobrița. Directorul Tiberiu Tătaru spune că salina merge mult mai bine decât se așteptau cei din conducere. Suntem în salina pentru copii, da? Da, acolo avem salina pentru copii, aici avem salina pentru adulți. Pe jos este un strat de 15 cm de sare, iar pe pereți avem, după cum se observă, acești bulgări de sare, toată sarea cumpărată de la Pride. Avem, acolo este senzorul care îi spune aparatului de generat aerosolii salini când trebuie să mai bage sau nu, când se oprește sau pornește. Pentru că totul este monitorizat aici, avem temperatură constantă între 18 și 22 de grade, fie vară, fie iarnă, și umiditatea este în permanență aceeași, este constantă. În plus, avem un sistem de aerisire, un sistem de aer condiționat, avem sistemul acesta audio care creează o atmosferă foarte plăcută, un televizor color cu telecomandă, acolo este tubul pe unde intră aerosolii salini. Cu alte cuvinte, avem absolut tot ce trebuie să existe într-o salină. După cum observați, copiii deja sunt foarte atrași de jocurile pe care noi le-am achiziționat aici și și-au găsit deja ocupație și se fac și foarte multe prietenii, se leagă multe prietenii. Aveți și multe jocuri, nu se plictisesc, și televizor. Tocmai asta este și interesul, ca acești copii să fie capacitați nu doar de părinți sau de rolul pozitiv al tratamentului pe care îl efectuează aici, ci să le creăm și o atmosferă cât mai plăcută. Copiii sunt cei mai încântați de această salină. Câți ani ai? 13. 13, și cum te cheamă? Stima Draguș. Draguș, ai mai venit aici, îți place? Da. Da? Da. De vineri continuu merg. Câte ședințe faci? Păi,
cât mai multe. Cât mai multe? Da. Îți place aici, ai cu ce să te joci, te uiți la televizor? Da, chiar mai vin și copii, ne împrietenim, e destul de bine. Peisajul e frumos afară, zona de munte. Da, mai ales că eu stau aici și îmi place, e frumos. Ai mai fost și la alte saline? Da, am fost și în Vâlcea și acolo e frumos, dar aici e la mine acasă și îmi place mai mult. Asta contează până la urmă, că nu mai mergi mult, nu mai dai mulți bani aici, în județul nostru, acasă, aproape de unde stai tu? Da. Aici este foarte frumos pentru că e la munte și acolo e la oraș, mai multă agitație și nu, e mai puțin mai urât. Chiar dacă e drumul mai periculos când ajungem aici la Salina, aerul e incredibil de curat, așa e? Da. E mult mai bine decât la oraș unde e poluare și nașpa. Câți ani ai? 9 ani. Și cum te cheamă? Simă Florin. E prima dată când vii aici, Florin? Sau mi-a fost? Eu sunt frate cu el. A, da? Și vin mereu când vine și el, merg și eu. Veniți împreună, vă jucați, vă uitați la televizor? Da. Da? Faci treaba asta în timpul vacanței sau fii și în rest așa? În timpul vacanței. În timpul vacanței. Acum aveți vacanță? Și suntem liberi, na? Fără teme, fără nimic. Din butonul acesta evacuăm aerul viciat din salină și după aceea introducem aer curat pentru următoarea ședință. La fel este și pentru salina 2 și aerul este în permanență curat. Hai să mergem la generator. Explică-și cu generatorul. Ia solința. Înainte de a da drumul la generator, se introduce o anumită cantitate de sare pe care aerosolul o va lua automat. Așa, după fiecare ședință trebuie curățit cantitatea, concentrația și perioada este stabilită de doctor balneolog. Da. Senzorul în interiorul salinei este un senzor care urmărește concentrația din aer din interiorul salinei și în cazul în care concentrația scade, aerosolul introduce. Da, pentru a menține concentrația stabilită. Și oamenii care vin aici spun că se simt mai bine după 10-12 ședințe. De când sunteți aici? Păi azi am 2 săptămâni. 2 săptămâni? Da. Și faceți ședințe la salină aici? Da. Da? Da. Vă place? Da. Vă simțiți mai bine? Da. Da? Da. De unde sunteți? Peștișan, sat Gureni. E Peștișan. Gureanu Tudorița. Aveți probleme cu sănătatea? Ce vă deranjează? Astma asta nu mă lasă să rasufă, mai mare acest la plămân, deci un pic. Aveți astmă de mult timp? De cât timp aveți? Aproape de 20 de ani. De 20 de ani? Da. E foarte bună salina aceasta aici, în Gorj. Bună, bună, prea bună. Ați mai fost la alte saline în țară? Am fost în Târgu Jiu cu 2 ani, dar nu am făcut decât 10 ședințe și pe urmă nu mai m-am dus, n-am mai putut. Dar în alte județe n-ați fost? N-am fost, că n-am putere financiară, n-aveți bani. Financiară, da, n-am decât 3 milioane jumate pensie și e decât 2 milioane medicamente, apoi acasă curent, gunoi, cablu, apă. Dar la stat, contribuția din casă, că e zahăr, că... Și nu mai rămâneți mai cu nimic din pensie? Cu nimic. De cât timp veniți aici? De 5 ani. De 5 ani. Ce părere aveți de salina aceasta artificială făcută aici? E foarte bună. E prima dată când vine, acum. E prima dată când am făcut-o. Acum din ce an n-a fost, dar se simte cumva ceva.
la salină. Se simte în corp. Se simte rezultatul. Respirați mai bine. Da, se simte. Nu mai bine. Dormiți mai bine, nu mai sunteți înfundat, bănuiesc. Nu, nu. Da? Da. Nu mai bine, salină. De când aveți probleme cu respirația, cu sănătatea? De 5 ani. De 5 ani. Da, ați mai fost la alte saline în țară? Nu. Asta e prima. Spuneți-mi, de cât timp veniți aici? După data de 1. Pe data de 1 la salina Tudor Vladimirescu. Vă place aici? Vă simțiți mai bine? Adică simțiți rezultatele? Nu știu, respirați poate mai bine? Da, până în prezent, da. Ne simțim mai bine. Deja avem a 8-a. Suntem în 10-a, a 10-a ședință. Ați venit pe 1 în fiecare zi sau? Da, da. A 10-a, a 10-a ședință. Da, a 10-a. 45 de minute stați aici. Da, 45 de minute, da. Ați mai fost la alte saline în țară sau este prima la care veniți? Nu, am mai fost la St. George Bay, dar nu este asemănătoare. E cu totul altceva acolo. Nu este cu sare, că aici nu este alte condiții. Vă place mai mult aici? Da. Să vedem cum ne simțim după a 12-a ședință. A, 12 ședințe trebuie să faceți. Da, minimum. Minimum 12 și după a 12-a să vedem cum ne simțim. Dacă e, mai revenim. De unde sunteți? Din Târgu Jiu, strada Bicaz. Și noi. De cât timp veniți aici? Din data de 4. De pe 4 aprilie, da? De pe 4 aprilie, da. Aveți probleme cu sănătatea de mult? Da, sunt bolnav de mult. Cam de circa 5 ani. Și mă simt foarte bine aici, la Dobrița, la Spitalul Tudor Vladimirescu. E foarte curat, e totul în ordine, totul e perfect. Vă place salina aceasta? Adică vă simțiți mai bine? Da, mă simt mai bine și e foarte bună. Îmi face bine, mă simt bine. Am venit bolnav. Cum mai sunteți înfundat, respirați bine, puteți dormi noaptea liniștit? Da, pot dormi liniștit noaptea, mă simt bine, am poftă de mâncare, nu mai obosesc cum oboseam. Deci e totul bine. Și sala de kinetoterapie este una dintre cele mai moderne. Și ăsta se ridică, coboară și realizează poziția Trendelenburg. Pacientul stă cu capul în jos, cu capul în jos, se stă cel puțin 20 de minute în poziția asta pentru a ajuta drenajul bronșic. După care pacientul elimină acea spută, secreții, le scuipă, flegmele, le scuipă și își eliberează căile respiratorii. Copiii sau noi, când suntem răciți, medicul ne dă tot timpul Humex sau din astea... Așa, expectorant. Expectorant, tocmai ca să dăm afară. E, poziția asta realizată aici te ajută fără acele siropuri să expectorezi totul. Așa, ăsta e unul din aparate. După aia bicicleta, avem aici oglinzile și mâna curentă, pentru că asta e condiție obligatorie într-o sală de kinetoterapie. Nu poți funcționa fără să ai o dotare minimă. Din dotarea minimă fac parte oglinzile, mâna curentă, spalierii, saltele de gimnastică. Asta e cu șcaroșe, care realizează poziții diverse, cu scripeți, se poate lucra pentru pumnile superioare, inferioare. Se adaptează și asta, se ridică, coboară. Tot așa se lasă în jos? Nu, 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 doar de aici, doar de aici. Așa, asta e mingea peții. Mingea peții care se folosește tot la fel pentru drenajul bronșic, te pui cu spatele pe ea. Așa, și lucrezi ori pentru coloana vertebrală, ori pentru secrețiile bronșice. Că ține până la 120 de kg. Da? Până la 120 de kg? 120 de kg ține, da. Aici avem aparatul ăsta multi-fitness, care are 5 porturi. Avem 1, ăsta, 2, ăsta e al 3-lea, aici mânele astea pentru abdomene al 4-lea și ăsta e al 5-lea port. Așa, aici. Am cumpărat ca pentru orice instituție care se strică nu poate să funcționeze fără o trusă de prim ajutor. Asta e trusa de prim ajutor cu absolut tot ce trebuie. Doamne ferește să o folosim vreodată. Eu sper că nu o să fie cazul. Aici, tot la fel ca orice sală de kinetoterapie care se respectă, avem un spirometru care îl conectăm printr-un calculator care încă nu l-am cumpărat la imprimanta asta. Și vedem aici toate capacitățile vitale ale plămânului. Să știm dacă ai deficiență pe lobul stâng, lobul drept, pe care din plămâni.
dacă există vreo deficiență la nivelul plămânilor. După aia, pentru testarea forței la nivelul degetelor, avem acest dinamometru. Măsoară în kilograme forță, spune exact care e forța pe care o ai în fiecare deget în parte. Sau dinamometrul celălalt, pentru mână, care îți arată kilogramele forță la nivelul mâinii. Ăsta pentru copii se poate adapta. Și acum merge la copii. Sau pentru adulți, cu cât ai mâna mai mare, se pune într-o poziție comodă. Pentru oamenii normali se lasă la jumătate, care o mână obișnuită. Aici, ce mai avem pentru plămâni? În momentul în care spirometrul spune că are o capacitate vitală a plămânilor care nu este bună, avem aici o jucărie. Mulți ar lua-o de jucărie. Dar este extraordinar de bun. Un inspir profund. Menții biluța la același nivel, astfel încât să dai aerul afară cât mai încet. Și astfel reduci capacitatea vitală a plămânului. Tot la fel, pentru secrețiile bronșice pe care le realizăm acolo la aparatul ăla, avem această drăcovenie, care iar pare de jucărie, în care se suflă. În momentul în care sufli foarte tare, e o biluță înăuntru care creează niște vibrații care se transmit laringelui. Laringe care vibrează și în momentul în care se desprind secrețiile bronșice, după care poți să arunci sputa, să o scoți afară. Același lucru îl face și aparatul ăsta, doar că la aparatul ăsta inspiri, nu expiri. Ăsta. De aici se reglează cât de tare să intre aerul sau cât de mult să intre sau să iasă aerul și face același lucru. Îți vibrează toate corzile vocale până inclusiv jumătatea superioară a plămânului. Și reușești să drenezi secreții. Și mai vezi acolo niște... Da, imediat vă arăt, imediat. Să bag eu... 150.000, toată lumea leacă jucărie, dar este extraordinar de bun pentru... Merge. Merge. Și încă de două ori. Merge. Aici, de exemplu, asta, noi în zilele de gimnastică, când eram copii, aveam mingi medicinale. Așa arată noile mingi medicinale acum. Asta e minge medicinală. Celelalte sunt normale. Aici avem niște popice. Acesta este, de fapt, setul pentru reeducare neuropsihiatrică. Dat fiind faptul că mulți pacienți de-ai noștri au diagnostice asociate, atunci există posibilitatea ca parte din ei să aibă și afecțiuni neurologice. Și chiar îi se întâmplă. Foarte des avem pacienți și cu afecțiuni neurologice. Și atunci, asta este pentru reeducare neurologică. Bastoanele le putem folosi și pentru corectarea deficiențelor de coloană vertebrală, pentru scolioze, cifoze și lordoze. Așa. Cuburile pentru copii, pentru tot felul de jocuri. Cercurile la fel pentru copii. Astea sunt, după cum o spuneam, pentru mers. Și alea sunt mingi medicinale sau normale, de diverse mări. Cam ce greutate are? Aia are 3 kg. 3 kg. Salină, sanatoriu, un peisaj mirific și aer curat. Am încercat și sperăm că am și reușit să vă oferim mai multe informații despre Dobrița și ce puteți găsi aici. Condiții moderne și personal de specialitate.